Capitolul zilei, așa că în primul rând la mulți ani, happy birthday Lucas. And how was it for you to play after this week, this agitated week with all the problems with the owner of Steaua Bucharest? Yeah, it was kind of the difficult moment for us. We were cum este după această săptămână foarte grea? To come in the rhythmus, you don't have the rhythmus, you see it today with the problem also with the owner. S-a văzut că n-avem ritm, că ne-au afectat problemele cu patronul. Together as a group, we try to work. Am jucat ca un grup, am încercat să jucăm, să evoluăm cât mai bine. Is this the reason why you came back from a holiday to be with all the group and all the guys together? No, that was the program before. We had the program before, we made it, and like this we keep it, and it was for sure that some players will go on holidays and they will come back and play the games. Acest lucru era stabilit încă dinainte, ne-am întors să jucăm aceste meciuri. Vom mai merge la casă. Steaua is a little bit relaxed in this end of the season. I think it's not relaxed. We try to do our best. We work, but of course. Nu știu dacă sunt relaxați, încercăm să facem tot ce putem în aceste momente. It's normal. It's da, pe de o parte e normal, am câștigat, suntem ființe umane. And you don't go so hard because you don't want to get injury. We have a și you want to go to Champions League, and that's why everybody is talking already of that. Un Champions League și ne gândim, nu e relaxare, dar cred că este normal pentru niște jucători care sunt deja campioni. So that you showed your support to the owner of the club, Gigi Becali. Whose idea was that, and what do you feel about this situation? We are with him, the fans, the team, the supporters. We are with him. We play for him, for us, for supporters. It's not a good moment, but we will make the moment together as a group, and this is important. We are a good group. We show during the whole season that we are a really good group, and we will keep it. Even now, Gigi have a problem, but we are with him and we support him how we can on the field. We want to be with him. Să-i arătăm sprijinul așa cum putem pentru a merge în grupele Champions League. Do you think that nothing bad will happen to Steaua in the upcoming period? I don't know, we will see. I don't think so. Treaba despre viitorul Steaua în perioada imediat următoare. He worked with us and we have contact with him. The people who are important have contact with him, and for us it's the same. We have to keep playing. El este alături de noi, persoane din club au permanent contact cu el. That we want to go to the Champions League. Și okay, thank you very much. Gândul nostru al tuturor. Jurnalele pe Aurențiu, Reghe, că revenim imediat. Sebi, dacă ne auzi în balamucul ăla frumos care e acolo, ești în direct. Bun găsit, într-adevăr, este Vacarma aici, este o sărbătoare în toată regula, suporterii sărbătoresc câștigarea titlului cu numărul 24, iar lângă mine este un antrenor extrem de fericit, emoționat, dacă nu mă înșel, și care este gata să ne împărtășească primele cuvinte, sentimentele vis-a-vis de câștigarea acestui prim titlu de antrenor din carieră. Ce mai pot spune? Este ceva incredibil. Mă bucur enorm de mult că am avut atâția oameni lângă noi. Îmi pare rău că lipsește un om care ne este tot timpul în suflet și eu am să-i dedic lui și familiei, celor trei fete, mamei și soției, acest titlu. Îmi pare rău că a trebuit să trecem peste asemenea momente și ne pare rău că nu este lângă noi. Ați reușit să uitați pentru o zi sau pentru câteva momente de toate problemele care s-au întâmplat în ultima săptămână și pe care le-a avut Gigi Becali și să sărbătoriți? Ați reușit să vă bucurați în aceste momente? Este greu, dar trebuie să facem acest lucru pentru oamenii care ne iubesc, pentru oamenii care au venit meci de meci la stadion. Și în primul rând trebuie să arătăm României într-adevăr cât de mult este iubită această echipă și acest lucru l-am văzut la fiecare meci internațional, la fiecare etapă și am văzut acest lucru și astăzi. Este ceva incredibil. Revind retrospectiv, unde credeți că s-a câștigat titlul? Care au fost momentele decisive și care au fost pentru dumneavoastră cele mai frumoase clipe din acest sezon? Cred că trebuie să mă bucur, vă mulțumesc mult că ați fost tot timpul lângă mine. O să facem o analiză mai amplă în momentul când o să avem timp. Vă mulțumesc mult, numai bine! Mulțumesc mult, a fost antrenorul Stelei la Aurențiu Reghe, cam evident, vrea să sărbătorească alături de jucători și de fani. Deocamdată atât, Horia, ne întoarcem la tine. Da, bun găsit din nou de la Arena Rațională, fericire extremă și pentru Raul Rusescu, golgheterul Stelei din acest sezon, a marcat și în această seară, este plin de șampanie. Raul, se poate spune că este cea mai fericită zi din viața ta? Nu,
Este o zi foarte fericită, o zi minunată pentru toți steliștii, au așteptat atâta timp. Suntem fericiți, suntem bucuroși, ne simțim bine și ne vom simți în continuare. Pentru tine este al doilea titlu din carieră după cel luat cu Unirea Urzicenii. Se compară cele două? Are, nu știu, vreunul dintre ele o însemnătate? Primul titlu, când l-am câștigat cu Unirea Urziceni, are o are ceva aparte, pentru că este primul, dar ceea ce înseamnă Steaua, ceea ce reprezintă Steaua în România și să câștigi un titlu de maniera cum a câștigat-o Steaua anul acesta, reprezintă un lucru greu de spus în cuvinte. A ieșit și golgheter anul acesta. Îți dorești să continui din vară la Steaua? Te gândești la un transfer în străinătate? Asta nu pot să vă spun. Depinde ce planuri are clubul cu noi, depinde ceea ce își dorește. Eu mă bucur în momentul de față pentru că am meritat acest titlu și vom vedea de la anul ce va fi. Ați reușit să treceți peste toate problemele din ultima săptămână, să uitați de ele pentru această zi de sărbătoare? Au fost lucruri care ne-au afectat, însă am muncit mult pentru titlul ăsta, cu toți cei care fac parte din clubul ăsta au muncit, au contribuit și era normal și pentru suporteri și pentru toți oamenii să avem o petrecere. După părerea ta, care a fost cel mai frumos moment din acest sezon pentru Steaua și pentru tine? Normal, a fost un moment foarte, foarte frumos în care am ridicat trofeul mult, mult așteptat. Suntem fericiți și petrecerea continuă. A fost și Raul Rusescu la microfonul DigiSport. Horia, ne întoarcem la tine. Sebi, ești în direct. Am promis un jucător, am revenit însă cu managerul Stelei, Mihai Stoica. Maestru de ceremonii în această seară, el a prezentat jucătorii și titlul totodată. Dacă puteți să le descrieți în câteva cuvinte ce înseamnă acest titlu pentru dumneavoastră, un nou titlu în care avea voastră. Uite ce înseamnă. Poză, hei! Stai și fă o poză acum! Păi eu lipseam? Ia-o! Fă o poză! Hai! Stai și asta să vadă asta! Stai așa, unde? Așa, fă o poză! Și cum ești cum campione? A, deci în seara asta... Da, după cum vedeți, o sărbătoare, încerc să ajung din nou la Mihai Stoica. Se vede că este un grup unit și o sărbătoare continuă la Steaua. Pentru această seară ați reușit să te răsiți peste probleme. Da, eu sunt foarte sincer, vă spun că nu puteam să fac o opinie separată, dar nu pot să fiu fericit în momentul când Gigi este unde este. Dar privesc eu cu speranță spre viitorul foarte apropiat și sper să măcar pe 4 sau 5 iunie să ne întâlnim și să fim în libertate. Ce s-a întâmplat aici? Sigur că steliștii astea de foarte mult timp, iar imaginați-vă că din trei băieți doar Colin Râpă și Raul Rusescu mai câștigaseră campionatul. Iar și ei câștigaseră cu Oțelul și cu Urziceni. Și să vă spun ceva, e extraordinar să câștigi campionatul, dar mai presus de orice este să câștigi campionatul cu Steaua, pentru că satisfacția e mult mai mare. Vreau să vă întreb, apropo de asta, că ați făcut un compromis, să spunem așa, pentru fanii, a meritat din ceea ce ați văzut pe stadion în această seară? Fanii sunt cei pentru care băieții joacă, pentru care noi facem tot ce putem pentru a... Nu face performanță. Fără ei este imposibil. Și au fost la înălțime și de data asta. Coreografia asta o să-mi rămână mereu în minte. Nu cred că îmi voi mai schimba vreodată desktop-ul sau îl... pentru că România roșu-albastru este un simbol care, știu eu, din stadiu de vis a devenit acum realitate. Se poate trece un pic peste euforia momentului și să vă întreb ce urmează pentru Steaua în continuare, ce planuri are echipa? Astăzi în niciun caz nu vorbim despre asta. Astăzi încercăm să rememorăm momentele fantastice ale acestui sezon și să stăm
așa, să stăm și să... Încă o dată mulțumim pentru susținere și suntem fericiți, ne simțim bine, petrecerea continuă. O seară bună! A vorbit golgheterul echipei, jucătorul, știu eu, poate cel mai important din actualitatea campionat, deci mi-e foarte greu, pentru că l-am acum în față pe Alex Borceanu. Deci e foarte complicat să stabilești ierarhia la Steaua. Totul a fost, într-adevăr, un vis frumos transformat în realitate. Rămâne de văzut ce vom face în continuare. Suntem capabili să reedităm performanțe de anul ăsta, sunt convins de treaba. Mai am o întrebare. Ați spus că veți rememora momentele plăcute din acest campionat. Aveți vreunul preferat? Golul marcat de Alex Borceanu din meciul cu Rapid din Tur și, bineînțeles, acea calificare la loviturile de partajare împotriva lui Ajax. Mulțumesc mult de tot, Mihai Stoica. Horia Legătura la tine. Națională unde Luca Sucala tocmai mi-a pus medalia de campion. Eu vreau să-l intervievez pe el. Luca, spune-te, te rog, ce înseamnă pentru tine acest titlu? Ești unul dintre cei care declanșează buna dispoziție la Steaua. Ba, sunt foarte fericit și cred am făcut un an foarte bun cu echipa și cu tot staff și suporter. Asta e cea mai important, cea mai mare victoria pentru mine, titlul ăsta 2013, și ce vrei să zic, sunt foarte fericit. Se poate spune că e cea mai fericită zi din viața ta? Da, de fotbal, de cariera, da, cel mai mare tit că am câștigat ca un jucător profesional și sunt foarte fericit și e o zi foarte, foarte frumos. Ce ai simțit când ai văzut atâția fani și ce ai simțit când ai văzut coreografia afișată de fanii roșalbaștri? Da, deja am văzut înainte cu Ajax, cu Chelsea, care suporter fanatic și frumos, cred cel mai bun în România și asta e cel mai important și asta e un vis pentru fiecare jucător, să jucă în fața spectacol așa și un stadion plin cum a fost astăzi. După 90 de minute de fotbal pentru voi, sărbătoarea se prelungește, au trecut cred că deja aproape 90 de minute de când sărbătoriți cu fanii și veți continua și în Piața Constituției, veți merge cu autocarul descoperit. Da, cred că foarte important, am muncit tot an pentru momentul ăsta și cred că... Am revenit așadar la Ploiești. Într-adevăr, lângă mine este președintele Oțelului, Narcis Răducan. Domnule Răducan, ați simțit la 1-0 că puteți să vă calificați probabil, însă a sfârșit printr-o victorie tristă. Putea Oțelul mai mult în această seară? Da, din nou bună seara. Dacă vă aduceți aminte, cam asta era speranța noastră, deși 3-0 un scor destul de mare pentru a avea șanse reale la calificare, dar mă așteptam, așa cum îi știu pe băieți și cum i-am simțit în ultimele zile, chiar și ultimele două jocuri din campionat, am simțit că vor avea o trăsărire de orgoliu și asta s-a întâmplat. Am câștigat pe terenul Petrolului, nu valorează foarte mult, dar pe plan mental este importantă această victorie. Cel puțin și-au dovedit suporterilor că a fost un accident meciul din tur și pentru aceasta au tot respectul pentru munca din această seară. Din ce a simțit, a fost Petrolul mai deconcentrată în această seară? Antrenorul Cosmin Contra a acuzat această stare de relaxare, ba chiar ne-a mărturisit că și-a certat elevii serios la pauză. Da, am început mai bine. Până la urmă asta ne-am și dorit să începem tare, să marcăm. Din fericire, acesta a fost și scenariul. N-am reușit să dublăm cu o nouă reușită, deși au fost două, trei oportunități. Vreo două chiar destul de bune, mă refer la loviturile libere de pe 16 metri. Petrolul a ieșit mai bine de la pauză, au intrat și Bochila, care, după cum ați văzut, a făcut diferența și, în consecință, chiar dacă am marcat, a fost îndeajuns pentru a ne califica. Totuși, traseul nostru din Cupa României din acest an, eu cred că este de felicitat, chiar dacă nu am ajuns să jucăm cu trofeul pe masă, este o mică performanță faptul că
am ieșit tocmai în penultimul loc. Sperăm la anul să reușim mai mult. Mulțumesc mult de tot pentru această intervenție. Horia, în câteva secunde îl voi avea alături de mine și pe Jeremy Bochila, eroul Petrolului și cel care a marcat, după cum spuneam, 20 de goluri în acest sezon. First of all, Jeremy, this is a great season for you. You scored 20 goals if we count the Romanian Cup. Also, do you feel that Petrolul depends on you? No, not at all, because I score now because I'm in good shape. If you see, we play very good like a team. We are very collective, and I play with great players that know how they can reach me on the pitch. So it feels good to play with those players. L-am întrebat pe Jeremy în primul rând dacă simte că Petrolul este dependentă de el, având în vedere faptul că a marcat 20 de goluri. Cu modestie el a admis că se simte excelent la această echipă, unde este înconjurat de jucători foarte buni care îi fac misiunea mai ușoară, îl ajută să marcheze atât de multe goluri. You're in a cup final, you're gonna play for the trophy.